Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Vă invităm din nou în bucătărie ca să preparăm astăzi o salată de toamnă, salată de capia cu vinete și cu hribi. Hribii sunt la mare căutare în acest moment. Sunt din abundență în pădurile noastre, sunt niște ciuperci extraordinar de savuroase și de căutate. Pentru această rețetă aveți nevoie de 3 kg de vinete, 2 kg de hribi curățați și tăiați, 3 kg de capia, 1 kg de ceapă și o căpățână de usturoi. Noi am început deja, după cum vedeți, să coacem vinetele. Coacem vinetele, coacem ardeii capia. Bureții i-am curățat și i-am tăiat de mai devreme. O să tocăm ceapa pe care o să o călim în jumătate de litru de ulei. Apoi, pe parcurs, vă voi explica și următorii pași ai rețetei. Să trecem la treabă. Cât timp se coc vinetele pe grătarul de la aragaz, tocăm ceapa. Și o să o pun la călit cu jumătate de litru de ulei. Pregătim ceapa pentru călit. Am pus jumătate de litru de ulei în cratiță. Voi adăuga ceapa și voi pune puțină sare peste ea ca să se înmoaie. Legumele încet, încet se coc și ele. Le voi curăța și vinetele le voi pune la scurs într-o sită ca să nu am foarte multă apă. Curățăm vinetele, este o muncă destul de migăloasă. Dar merită tot efortul, pentru că rezultatul este unul de excepție. Am spălat borcanele, le-am lăsat puțin la scurs, acum le punem la sterilizare la 180 de grade, jumătate de oră din timpul când ajunge cuptorul la 180 de grade, dar le pun în cuptor pe rece ca să nu crape. Și continuăm operațiunea de curățare a legumelor. Pe măsură ce se coc, le curățăm. Mai mușcă de degete. Am pus și ceapa la călit. Și voi adăuga și căței de usturoi pe care i-am tocat. Îi punem tot la călit ca să nu se înverzească în salată. Doar pentru aromă. Când ceapa s-a călit suficient, adică să fie moale, să nu mai crânțăne între dinți, dar nu rumenită, adăugăm ciupercile, hribii. Pe
pe care îi vom căli până se absoarbe toată apa pe care, sau se evaporă toată apa pe care o lasă ei. Vinetele s-au scurs și le tocăm mare, mașcat, cu un cuțit de lemn ca să nu se oxideze. Bureții sunt aproape fierți. S-a format un sos minunat. Mai lăsăm puțin să se mai evapore din apă, dar nu va rămâne foarte mult. Va rămâne un sos extraordinar. Adăugăm câteva foi de dafin. Cât mai lăsăm, vreo 10 minute. Și puțină sare. În momentul ăsta trebuie să amestecăm continuu ca să nu se prindă de fundul cratiței, pentru că deja se îngroașe compoziția. Apoi o voi lăsa să se răcorească până toc și ardeii. Ardeii îi tocăm tot din cuțit. După ce, bineînțeles, i-am lăsat să se scurgă surplusul de apă. Am tocat și ardeii și vinetele, bureții sunt pregătiți, am pregătit și borcanele, le-am sterilizat, le-am scos și le-am pregătit să le am aproape. Acum voi trece la amestecarea ingredientelor. Să potrivim și de sare și piper. Nu punem foarte mult de condimente, doar sare și piper. Această salată puteți să o serviți ca atare, cu pâine
sau puteți să o folosiți ca garnitură alături de o friptură de purcel, de vită sau de pui. Merge bine oricum ați servi-o. Operațiunea este aproape spre finalizare. O să închidem bine capacele și le vom pune la sterilizare la bain-marie. Borcanelele sunt gata, le punem la sterilizat. Punem apă. Și o să le acopăr cu niște prosoape, le voi lăsa la sterilizat 30-40 de minute din momentul fierberii. Dragilor, aceasta a fost rețeta noastră de astăzi. Dacă v-a plăcut, vă invit să o încercați. Pentru alte rețete, vă rog să accesați canalul nostru de YouTube și până data viitoare, vă dorim toate cele bune!